În final am reușit. Două luni jumate am lucrat asupra acestui scurtmetraj pe nume Otilia. El este dedicat fiicei mele. Oui, je suis contente parce que ça raconte ma vie. J'ai toujours rêvé de faire du ballet. E un scurtmetraj bazat pe istoria adevărată. Je pense que ça touche une grande partie des artistes qui veulent faire de l'art, mais qui sont limités par le travail et ces choses-là. Ouais. Le rêve, quand elle danse dans son rêve, et la décomposition en papillon, c'est très rêve. Ça donne l'espace à une imaginité. Puis c'est très original, le décor est très beau, c'est bien réussi. Ideea de la început mi-a părut foarte interesantă, destul de originală și într-o parte m-am regăsit și eu în ea. Bonjour madame, ravi de vous voir. Fiecare dintre noi, la un moment dat, a abandonat un vis. Este tragic, dar asta e adevărul. Taxi! J'ai participé de l'idée de papa. Et puis là, ça a devenu entre un court-métrage, là, peut-être un film, mais on sait pas plus tard. Voilà. Visurile niciodată nu se pierd. Mulți poate nu realizează, nu remarcat în filmul asta, dar asta e mesajul. Mesajul, visul întotdeauna circulă. Dacă nu ai tu, dacă tu abandonezi dintr-un caz sau altul, întotdeauna este o șansă să-l dai mai departe, să-l dai fiicii tăi, să-l dai vecinului tău, să-l dai cuiva. J'ai senti que c'était ma passion. Așteptările. Une relation amicale qui s'est créée assez vite. L'ambiance de travail était vraiment agréable. J'ai jamais eu l'impression de travailler. J'ai toujours eu l'impression de collaborer avec un ami. C'est plus par passion aussi. C'est ça. Ok. Mulți oameni abandonează visele. Eu, la rândul meu, mă stărui pe care pot să le strâng, să le repar și să le dau mai departe. Poate chiar ții.